Uitați-vă în Biblie, uitați-vă în viața reală. Toți bărbații și mai ales stații care au ironizat cartea asta, Biblia, care au zis că se poate bea un pahar de vin, că nu-i problemă. Care au zis că care e problema, că nu m-a predicat în ăștia fanatici de vorbesc despre bere fără alcool, ce e asta, mă? E serios. Care și-au bătut joc de slujitori, de oamenii lui Dumnezeu. Care au terfelit Evanghelia prin modul în care au transmis-o. Uitați-vă ce se întâmplă cu copiii lor. O să-mi ziceți: dar ce copii suferă? Sunt mici excepții în care copiii ale calea lui Dumnezeu, în pofida părinților care au teleferit drumul lui Dumnezeu. Și sunt alte excepții în care tații nu sunt vinovați. precum cum este Samuel, prorocul, Un om de excepție. Un om care are curajul să vină în fața mulțimii și să spună: Hai